Am pus oala pe foc, am pus apă și am scos din oală, de care am fript astă iarnă, carne, două, trei oase de porc. Nu știu, din șirul spinării sau nu știu, din ce-o fi fost. Le-am pus pe foc. Pe urmă am pus, m-am dus în grădină și am adus o țelină, câțiva morcovi, o ceapă, am băgat și un gogoșar, și un cornu capri și un pic de bulion. După ce o fiert un pic, am adăugat și cartofi. Cartofii curățați, tăiați, cuburi, frumos și i-am pus acolo să facem ciorba. La urmă pun tarhon și frunză de țelăr și un pic de smântână. Și se poate mânca. Un pic de sare, ciorbă de la colibă, așa o făceam de când eram la părinții mei. Și era bună. Avea gustul de fum, o făceam în căldarea mămăligii. Și avea și un gust așa foarte bun, specific. Ce să zic? Zonei. Vă mulțumim. Poftă bună!